incredibil. Nu pot să cred. Pentru prelevarea apei s-au făcut două ieșiri. Ieșirea care o vedeți în dreapta dosiei 120 va merge la canalizare și va merge în canalizarea fluvială. A doua ieșire, aici va fi montat un grup de pompe și grupul acela de pompe va pompa apa spre cele două hoteluri, Afrodita și Diana. A treia condută, care are un diametru mai mare, este pentru surplusul de apă, care înseamnă 6 litri pe secundă, care va fi ori distribuit către hotelurile din împrejurime sau va fi folosită ca schimbător de apă, agent termic, pentru schimbător de căldură, în vederea prepararii apei calde de la dușuri din cele două hoteluri. Spune-ne ceva despre lucrare. Dificilă? Cum s-a lucrat? Da, cât a țăpat? A durat o lună și jumătate, până s-a săpărat de la adâncimea de 0 până la 400 de metri. La adâncimea de 400 de metri s-a intrat în granite, rucile eruptive. S-a constatat o inversiune termică în prezența a două acvifere, un acvifer cald până la 320 de metri cu temperaturi de 40 de grade, după care la adâncimea finală de 400 de metri apa a avut 17 grade. Știați că veți da de o comoară de genul ăsta? Nu, că se va fi această inversiune termică în amestec. Ce ar vedea bateriția acolo, tot fac eu mai departe.